mai sunt doar câteva zile până la începerea noului an școlar, iar părinții au luat cu asalt magazinele cu haine pentru elevi. La cea mai mare căutare în această perioadă sunt uniformele școlare, echipamentele sport, bluzele cu mânecă lungă și pantofii. Pentru o uniformă clasică pentru fete, părinții sunt nevoiți să scoată din buzunar 35 de lei și 49 de lei pentru cea de băieți. Prețul echipamentelor sport este cuprins între 26 și 50 de lei. Chiar dacă la prima vedere magazinele sunt aglomerate, clienții spun că, indiferent de cât ar costa, că au sau nu bani, copilul trebuie să poarte haine noi. Ce-i cumpărați în mod special? Lungi, hanorac, uniformă, training, bluzițe, încălțăminte. Prețurile cum vi se fac? Cam asta. Asta este. Nu putem să zicem copilor nu. Deocamdată mai am și mai fac ultima sută de metri. Pe ultima sută de metri, prețurile cum vi se par la uniformă, la... Accesibile. Ce sumă aveți alocată pentru el? 4 milioane. Și credeți că veți reuși să-i cumpărați tot? Nu știu. Prețurile cum vi se par? Prețurile cum vi se par? Foarte mult. La începutul fiecărui an, echiparea copilului pentru școală îi costă pe părinți cel puțin 500 de lei cu tot cu rechizite. Dacă pentru o parte alocarea unui astfel de buget nu reprezintă o problemă, pentru alții care au doi copii și un salariu minim pe economie, problema stă cu totul altfel.